Okay. Tobe, Alex Constantin, vocal și bas, grupul Hovercraft. De ce Hovercraft, Bogdan? Hovercraft a fost ideea chitaristului nostru, prându-se o nume mai dur așa, a fost aprobat de noi după aia prin faptul că Hovercraft-ul se deplasează pe suprafețe neprimitoare și așa am vrut și noi să o luăm spre drum, spre afirmare, la fel ca el, să trecem peste Toate toate greutățile. greutățile astea care, da. Păi dacă începutul e bun, atunci toate sunt bune, nu? Să sperăm. Doomsday. Sunteți o trupă doom, eu așa cred. Suntem o trupă doom, mai ales având în vedere faptul că speed, thrash și alte influențe care le avem să apar mai mult sporadic, pasaje scurte, deci mai mult pe doom ne bazăm. Cine compune și cum se compune la voi? Compune unul anume și voi adaptați pe urmă ideile lui, le Deci, îmbunătățiți? în principal, chitaristul nostru, Dragoș, compune. Sunt făcute piesele și de ceilalți în funcție de ideile care le are fiecare. El ne cu piesa sau oricine ar face piesa, se aranjează în principal cu basul și cu tobele, se pune pe picioare, după aia se adaptează și restul instrumentelor și se ajustează, cum s-ar zice, și iese o piesă finisată. Se pun pe note, partituri pentru voce, pentru clape. A, înțeleg că se scriu note, deci voi sunteți notiști? Majoritate. 5 din 6. Asta este Cam treabă asta. foarte bună.